Profesorul Justin Talpoș, candidatul PMP la primăria Baia Mare, afirmă că programul său electoral va cuprinde 5 puncte: atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă pentru băimăreni, construcția de locuințe sociale, reevaluarea prețului la apă potabilă, construcția de săli de sport pentru unitățile de învățământ din Baia Mare, respectiv transport gratuit pentru elevi, studenți și pensionari pe mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului Reședință de Județ. În timpul mandatului meu, atenție importantă se va acorda zonei metropolitane Baia Mare, astfel încât localitățile implicate în acest proiect să cunoască o dezvoltare unitară. Astfel vom rezolva în mare măsură problema atragerii de investitori spre un pol economic dinamic și interactiv. Evident, mai trebuie pusă la punct problema infrastructurii pe raza zonei metropolitane, aspect neglijat de administrațiile anterioare, a afirmat profesorul Justin Talpoș, candidatul PMP la primăria Baia Mare. Nu putem vorbi de o zonă metropolitană în adevăratul sens al cuvântului atât timp cât ea există doar pe hârtie și nimeni nu e interesat de dezvoltarea proiectului. Nu e greu să ne dăm seama că o localitate se dezvoltă mult mai armonios dacă o face împreună cu comunitățile din preajmă, dacă gândesc împreună facilități fiscale pentru atragerea investitorilor, dacă au o rețea de transport local în comun, dacă au o infrastructură comună. Asta înseamnă o zonă metropolitană. Inclusiv organismele europene încurajează astfel de colaborări regionale și acordă mult mai ușor fonduri pentru proiecte de dezvoltare. Trebuie să fim europeni, trebuie să vedem lucrurile în perspectiva lor, trebuie să vedem ziua de mâine, a adăugat profesorul Justin Talpoș. Organizația UDMR Baia Mare și-a propus să obțină la alegerile locale din 5 iunie 3 mandate în Consiliul Local Baia Mare. În 10 aprilie, în cadrul organizației, au avut loc alegeri interne la care au participat membrii și simpatizanții UDMR. În urma votului s-a stabilit ordinea pe listă la alegerile locale din 5 iunie pentru Consiliul Local Baia Mare. 45% pe lista pentru Consiliul Local sunt femei. UDMR mai are listă de candidați la consiliile locale în alte 9 localități: Săin, Baia Sprie, Ulmeni, Târgu Lăpuș, Tăuții Măghiră, Coltău, Băiuț, Remeta Chioarului și Areniș. UDMR are și candidați la 2 primării din județ, în Coltău și Băiuț, dar și candidați la Consiliul Județean. În contextul organizării alegerilor locale din acest an, Ministerul Afacerilor Interne desfășoară o campanie de informare a cetățenilor cu privire la principalele prevederi legale referitoare la exercitarea dreptului de vot. Prin intermediul acestei campanii, alegătorii primesc recomandări utile în raport cu procesul electoral: să dețină documente de identitate valabile, să nu accepte mita electorală și să respecte confidențialitatea votului. În cadrul campaniei au fost realizate mai multe tipuri de materiale și au fost alese modalități de promovare multiple pentru a atinge categorii de public țintă cât mai diverse. Astfel au fost tipărite 22.000 de afișe format A2, care au fost distribuite în întreaga țară pentru a fi amplasate în locuri aglomerate, în sediile unor instituții publice cu aflux mare de cetățeni, precum și la intrarea în secțiile de votare, informează Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, au fost realizate 3 spoturi video și 3 audio, care, în baza deciziei Consiliului Național al Audiovizualului privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016, vor putea fi inserate de către radiodifuzori la finalul calupurilor de spoturi publicitare electorale. Spoturile MAI vor fi difuzate și prin intermediul plasmelor care sunt amplasate în locuri publice din marile orașe, în mijloace de transport în comun sau în stațiile de metrou. Totodată, pe pagina oficială de internet a MAI a fost creată o secțiune dedicată alegerilor, care conține principalele prevederi legale referitoare la alegeri, contravențiile care pot fi constatate de angajații MAI și infracțiunile prevăzute de codul penal, precum și link-uri către deciziile Biroului Electoral Central și ale Autorității Electorale Permanente. Vizitatorii site-ului Ministerului Afacerilor Interne pot descărca de asemenea afișul și spoturile realizate în cadrul campaniei de informare. Având în vedere rolul esențial pe care mediul online îl are în informarea alegătorilor, campania MAI include o componentă de informare specială și pe contul de Facebook.
seara și bun găsit la o nouă emisiune, Actualitatea Mara Media. Pentru început, urmărim pe scurt subiectele din această seară. Subiectele zilei din Maramureș la Actualitatea Mara Media. De aici știi care sunt știrile din Maramureș. De două ori a ajuns legea dării în plată la președinție, dar a fost într-un final promulgată. Legea stipulează că persoanele cu credite de locuință își pot ceda bunurile ipotecate către bănci dacă sunt în incapacitate de plată a ratelor împrumuturilor. Pe larg însă despre acest subiect în Actualitatea Mara Media. Maramureșul ajunge să fie promovat peste hotare și prin sunete muzicale vechi. Petru Pap este cel care a lansat un proiect în acest sens. Concertul său muzical s-a auzit deja în București și urmează să fie promovat într-un turneu european. De două ore a ajuns legea dării în plată la președinție, dar a fost într-un fel promulgată. Legea stipulează că persoanele cu credite de locuințe își pot ceda bunurile ipotecate către bănci dacă sunt în incapacitate de plată a ratelor împrumuturilor. În vederea aplicării legii, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să-i transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii. Notificarea trebuie să cuprindă și stabilirea unui interval orar în două zile diferite în care reprezentantul legal sau convențional al instituției de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate prin care se stinge orice datorie a debitorului principal dobânzi penalități. Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile liberă, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum și orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia, îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. Inițiativa legii dării în plată a început ca o lege socială care să ajute pe debitorii cu probleme reale să scape de povara creditelor ipotecare, cedând către creditori aceste bunuri. Dezbatem acest subiect în cadrul emisiunii Actualitatea Mara Media din această seară, alături de conferențiar universitar dr. Ștefan Gânți, economist. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență. Salut, bună seara! În primul rând aș vrea să clarificăm un pic și să le explicăm telespectatorilor concret, ce presupune această lege a dării în plată? Eu aș dori ca legea asta a dării în plată să fie privită puțin într-un ansamblu legislativ, în sensul că ar trebui să fie gândită împreună cu noul cod fiscal și împreună cu o lege așa de mult așteptată, respectiv cea a insolvenței persoanelor fizice. Este un pachet legislativ care practic, nu prea am văzut până de acum 26 de ani care realmente ajută cetățeanul român în a-și rezolva marile sau micile necazuri prin care trece. Este o lege extrem, extrem de discutată și de disputată. A fost reîntoarsă în Parlament de două ori. Cred că dacă ar mai fi fost căi de atac, atunci ar fi fost reîntoarsă de 220 de ori până când ar fi devenit caducă, fiindcă extrem de mult deranjează pe cei care nu se văd și care stau în spatele cortinei deciziilor, pentru că sunt unele instituții și să le spunem concret financiare, care absolut deloc nu le convine această lege. Au invocat tot felul de motive, probabil că pe parcurs o să intrăm în detaliu, doar de la început aș vrea să spun că nu este o inovație de-a noastră, respectiv românească. Asemenea legislație se găsește, dau exemplu, Spania. Uită-te că spaniolii nu s-au dat peste cap și nu au intrat în zona asta plângerilor, ci își duc mai departe și trăiesc după această lege și noi vom trăi după această lege
cei care nu-și iubesc acest popor, nu-și iubesc cetățenii, sigur că vor lupta în permanență împotriva lor și în permanență vor vedea în prim plan doar banul. Ori societatea nu cred că în permanență poate fi condusă, întrucât nu toți pot să fie bogați, dar pot să vă spun din start că eu consider că toți putem să fim fericiți. Cum îi ajută această lege pe români? Pe românii care au credite? Păi, în primul rând, să plecăm de la ideea că nu există o instituție care să poată fi apelată și care, la un moment dat, să poată să îți dea o locuință. Ori cetățenii României au nevoie și de un acoperământ, au nevoie și de haine, au nevoie și de mâncare și probabil că ar trebui să aibă nevoie și de mai multă fericire. Și în special tinerii au nevoie de o locuință astăzi. Păi, sigur că da. Este un proces firesc al omului de a dori să aibă o locuință. Se știe că locuințele sociale care sunt finanțate de la stat a fost o poveste de succes și a durat nu știu câțiva ani, care am făcut praf și din acea lege, fiindcă nu a mai continuat-o așa cum se aștepta să fie continuată, atunci oamenii apelează la ceea ce pot. Ce pot să facă? Păi pot să facă să apeleze la cei care au bani, respectiv cine are în momentul de față bani în România, băncile, nu? Și atunci au apelat. Nimeni nu-ți garantează astăzi că acest amărât de serviciu pe care îl ai, o să-l ai și în cursul zilei de mâine sau poimene. Au apelat la aceste credite, au garantat cu locuința pe care au dorit să și-o obțină, s-au atras în această piesă și pe alții și s-a ajuns la concluzia că nu mai au capacitatea, nu mai pot să plătească. Nu mă refer la dezvoltatorii imobiliari, deci absolut deloc nu mă refer la acești oameni care au împrumutat bani, construiesc locuințele, vând din profitul, din nou reinvestesc și fac o morișcă de acest fel. Nu, eu mă refer la cetățeanul care dorește decent să aibă o locuință. E, această lege, într-un anumit fel, și să nuanțăm, într-un anumit fel, te scapă de acele griji măcar împovărătoare care înseamnă rata lunară și înseamnă nu numai rata, ci ești obligat, dacă nu plătești la timp, să plătești penalități la bancă. Deci se tot îngrămădesc unul după altul birul pe care trebuie să-l dai celuia care te-a dat la un moment dat și erai fericit că o să obții o locuință. Adică pentru omul simplu, omul de rând, este binevenită această lege. Păi, da, îl ajută. Păi scapă măcar de această grijă, fiindcă altfel banca, prin recuperatori sau prin alte instituții, te presează, te termină nu numai material, ci te termină și psihic, numai prin repetatele telefoane, noaptea la ora 1, din partea recuperatorilor, că domnule, ia nu mai dormi, matale, fiindcă vezi că ai datorii la bancă. Este și acest un ajutor, sigur, bineînțeles. Cine va putea beneficia și cine va avea de pierdut mai mult în urma acestei legi a dării în plată? Păi beneficiază toți cei care au luat împrumuturi de la bănci sau de la alte instituții financiare pentru o locuință și care garantau cu această locuință, în schimb nu numai ei, ci, așa cum spuneam mai înainte, au fost o seamă de persoane care au garantat cu propria lor locuință creditul pe care l-au luat de la bancă și ăștia au acum dreptul să intre și pot să intre în această piesă și persoanele fizice care au garantat cu propria locuință pentru împrumuturile vis-a-vis de amenajări, construcții și așa mai departe de spații destinate locuințelor de societățile comerciale. Dau exemplu. Am firma, nu știu care, doresc neapărat ca să fac o amenajare la o locuință, dar nu am bani.
mă duc la bancă, cer împrumut, în schimb garantez eu cu propria locuință față de firmă, fiindcă trebuie de înțeles că o firmă este exact așa, deci persoana juridică are exact aceleași responsabilități ca o persoană fizică în fața legiuitorilor. Deci banii din firmă, numai o parte a lor sunt ai mei, altfel sunt banii firmei. E o problemă ceva mai complicată, dar e bine de amintit că să nu se creadă totdeauna că banii care intră în firmă și care circulă în firmă în totalitate sunt banii cetățeanului, a cărui firmă vorbim că desfășoară niște activități comerciale sau de altă natură. Care sunt limitele acestei legi? Da, a fost o problemă și chiar a meritat această discuție, fiindcă la prima variantă a legii nu era extrem de clar definit care sunt limitele maxime a împrumuturilor până care se extinde legea. Inițial era varianta de 150.000 de euro, în momentul de față a crescut la 250.000 de euro, deci e vorba de creditele ipotecare care au fost solicitate pentru locuințe în valoare maximă de 250.000 de euro și nu se referă la dezvoltatorii imobiliari. Așa că este o sumă astăzi ca să ai o locuință de 250.000 de euro, consider că mai mult decât suficientă. Deci, arealul de cuprindere cred că este corespunzător. Cine poate să intre sub incidența legii? Sub incidența legii intră persoane fizice, intră persoane juridice care au solicitat credite pentru locuințe, credite ipotecare, pentru construcție, amenajare, dezvoltare și așa mai departe a locuințelor, dar trebuie să observăm că legea nu se extinde la ceea ce au apelat foarte mulți tineri la proiectul Prima Casă. Deci acolo se oprește. Nu se aplică. În rest, ce să vă spun, că încă și în momentul de față, deși legea a fost publicată în Monitor Oficial în data de 28 aprilie, a intrat în vigoare vinerea trecută, respectiv în data de 15 mai. Chiar în cursul zilei de astăzi am discutat cu reprezentanți, directori a unor bănci și de aici din Maramureș, care mai au temeri, întrebări vis-a-vis de această lege. Sunt foarte multe căi prin care se consideră că încă legea respectivă trebuie să fie bine aplicată în timp, fiindcă sunt o seamă de chichițe avocățești care în momentul de față sunt invocate de cei care consideră la rândul lor că această lege nu le sună bine, consideră că vor pierde prin aplicarea acestei legi. Realmente, e posibil să fie și treaba aceasta. Este luptă, unii care vor să se aplice, alții care sunt obligați să aplice, în schimb, nu sunt chiar mulțumiți, chiar însăși de faptul că această lege a apărut. Am văzut de altfel mare vâlvă în rândul bancherilor, a instituțiilor statului, aș putea să spun, a debitorilor în legătură cu această lege. Păi este o frământare întreagă. Din clipa în care a apărut în spațiu public varianta primă a legii, au fost deja frământări multe. Surpriza mea relativă surpriză a fost că însăși Banca Națională a României a intrat în acest joc și nu știu dacă a fost chiar alături de această lege, întrucât guvernatorul băncii, Muguri Sărescu, a vorbit că înțelege pe bancheri, deci a înțelege înseamnă că într-un fel a fost de acord cu această problemă. Sigur, timpul va dovedi, fiindcă suntem într-un fel
ca și cei din spațiul Schengen, care la un moment dat, atunci când era vorba de migrația forței de muncă, spuneau că o să se dărâme Europa, fiindcă românii și bulgarii vor ocupa cu milioanele locurile de muncă din acele țări. S-a dovedit că nu este chiar așa. Și cam așa este și cu legea asta dării în plată, fiindcă se considera la un moment dat că sute de mii de oameni care până în momentul de față au contractat un credit ipotecar se vor năpusti asupra băncilor, băncile europene, nu e chiar așa. În primele zile a fost așa puțină agitație, a apărut un număr, hai să zicem, mai mare. La nivelul Bucureștiului au fost cifre mici, câteva sute, în județe iar au fost cifre mici. Deci nu e chiar așa ca să ne dăm de ceasul morții și trebuie să privim puțin mai echilibrat și poate puțin mai românește. Hai să ne iubim un pic și noi pe noi. Ce trebuie să dovedim băncii să în momentul notificării ei? În momentul notificării trebuie să dovedim că acel credit a fost luat de la bancă pentru construcția unei locuințe, că a fost folosit creditul în acest scop și nu a fost folosit în alte scopuri. Practic, nu este altceva decât acele condiții pe care, într-un fel, ne-am angajat atunci când am fost prima oară la bancă și am contractat creditul. Deci nimic ceva special, niște probleme absolut uzuale. Așa că cei care eventual se sperie, vorbesc acum de debitor, se sperie că în ce complicații o să intre prin solicitarea aplicării acestei legi, să nu se sperie, fiindcă procedurile sunt simple și chiar sunt operante rapid. Ar fi ajutat această lege pentru programul Prima Casă? Păi, e relativ și sunt extrem de ezitant spre a răspunde. Cred că mai mult da, ajuta și la prima casă decât nu. Cred că este o protecție suplimentară asupra băncilor și cred că se gândeau foarte mult la faptul că prima casă aplicabilă în momentul de față n-ar mai fi putut chiar așa de ușor să stabilească limitele minime ale contribuției proprii pentru obținerea creditului. Cred că ăsta a fost un câștig din partea băncilor în aplicarea acestei legi. De altfel, inclusiv atunci când a ajuns prima oară în Parlament sau după ce a ajuns prima oară în Parlament și președinția a cerut niște explicații extrem de clare asupra a cui se poate să se aplice această lege. E o realitate. Eu cred că aici au câștigat băncile. Omul de rând va trebui să plătească pentru a, nu știu, pentru o procedură în Da. legătură cu această lege a dării în plată. Păi, hai să vedem procedurile. În primul rând, acel care dorește ca să fie beneficiar acestei legi trebuie să facă o notificare, adică să spună băncii sau recuperatorului că dorește ca să îi se aplice această lege. Deja această cerere către instituția bancară sau către cel care este posesorul cesiunii de creanță trebuie să depună o hârtie. Nu e sigur că toată lumea poate să depună, știe să facă această notificare, să argumenteze prin articole de lege și așa mai departe, din legea 77 despre care discutăm și din această cauză posibil ca să trebuiască să apeleze la un avocat.
din ceea ce am văzut eu, avocații, cel puțin unii, pardon, unii avocați au întocmit aceste acte pro bono, adică nu iau bani pentru acest act. Actul respectiv se înaintează sau bănci, sau băncii, sau băncii și celuia care a primit din partea băncii dreptul de a recupera, deci recuperatorului, fiindcă această prevedere se aplică nu numai pentru acele locuințe care în momentul de față urmează să profite de prevederile legii, ci se poate aplica și locuințelor care în momentul de față există în curs procedura de lichidare a acestei plăți. Deci oameni care au pierdut deja locuința, acum se conduce la discuțiile în ceea ce privește modul de finalizare. Deci sunt cele două cazuri și după ce se depune această notificare la cele două instituții de care vorbeam, și aici deja se împart în două. Unu, este posibil ca banca să sesizeze judecătoria pe raza domiciliului solicitantului că nu este de acord cu aplicarea legii, deci legiuitorul, adică banca poate să spună, nu, în cazul lui Popescu, eu nu sunt de acord ca să se facă această aplicare a legii, sau e varianta cealaltă prin care banca cheamă debitorul la discuții și se înțelege la reeșalonarea creditului. Și aici deja s-a creat o piață, în sensul că deja sunt afaceri legale prin care discuția asta de reeșalonare a plăților să-și o însușească o instituție financiară, bineînțeles contra cost, și în acest proces și în această procedură omul este scăpat. De altfel, dacă vedeți în momentul de față, în ultimele o săptămână au apărut deja oferte de acest fel. După ce banca este de acord sau cu aplicarea în integralitate a legii sau este de acord cu faptul că a renegociat creditele, atunci se ajunge din nou în fața, sau din nou, se ajunge în fața instanței, respectiv judecătoriei care are acest drept, să se pronunțe asupra faptului că urmează un transfer de proprietate, respectiv se transferă din proprietatea celuia care a beneficiat de credit, se trece în proprietatea celuia care i-a dat creditul, respectiv instituției financiare. Nu este lămurit nici în momentul de față și este o dispută între cei care interpretează legislativ legea 77 și Ministerul Finanțelor asupra faptului că este un transfer de proprietate. Deci obții un bun. Orice beneficiu trebuie să fie fiscalizat. Deci, dacă trece de la unul la altul locuința respectivă, trebuie de plătit impozit sau nu trebuie de plătit impozit? Iar dacă trebuie de plătit impozit, cine plătește impozitul? În mod normal, impozitul ar trebui să îl plătească cel care obține bunul, deci nu care dă bunul. Parcă mi-a spus și întrebarea cam cât costă, nu? Așa, după ce se face acest transfer de proprietate printr-o hotărâre judecătorească, trebuie de mers la notariat. Notariatul este cel care legalizează acest transfer de bun, după care se merge la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, care este în fiecare județ, și acolo se notează în cartea fundoară faptul că s-a trecut de aici acolo bunul respectiv. Deci sunt o seamă de proceduri. Întrucât legiuitorul a prevăzut faptul că trebuie de aplicat procedurile de urgență în rezolvarea acestor cazuri, pare să că termenul în care s-ar derula acest proces ar fi de 34 de zile, dacă rețin bine minte.
Iar sumele care trebuie să fi plătite la notariat ar trebui să fie între 100 și 200 de lei pentru cel care cedează locuința, deci o sumă modică, hai să zicem. În schimb, trebuie să plătească o sumă mai mare cel care preia locuința, vorbesc banca, văzând limita asta de maximum 250.000 de euro, ar trebui să fie tariful notarial care să ajungă până la valoarea de 4.000 de lei. Deci acestea sunt sumele care trebuie ca să fie achitate pentru ca să se producă acest transfer de proprietate. Poate că n-am spus faptul că în clipa în care ai făcut notificarea, atunci se oprește orice acțiune a băncii împotriva celuia care profită de aceste lege, în sensul că se oprește procedura de a mai plăti băncii ratele respective și se opresc și penalitățile. Deci cam asta este mișcarea, aceștia sunt pașii care se fac pentru... Vor fi, în schimb, multe, să nu considerăm că acum, gata, a apărut legea, o să vedeți că vor fi pe parcurs multe chichițe avocățești care vor fi invocate. De altfel, surprinzător că purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale chiar estima că așa de mari încurcături vor apărea pe parcurs în aplicarea legii, încât la un moment dat legea să fie necesară a fi modificată. Nu știu dacă... Nu ar fi surprinzător acest lucru. Sigur. Nu știu dacă nu mă înșel, parcă mi-a spus o întrebare acum câteva luni de zile cu privire dacă se va vota în Parlament această lege, da? Iar dacă a trecut vremea și... Iar eu v-am spus că sigur se va vota și acum de ce, pe ce m-am bazat? Întrucât suntem într-o perioadă populistă, respectiv în momentul de față nu logica economică dictează aducerea hotărârilor, ci logica asta, hai să pupăm pe român, că poate românul mă mai revotează. Așa că... Să mă mai iartă odată. Mă iartă. Deci, Banca Națională, aici a fost nițel codoașe și a anticipat nu prea bine în aplicarea legii. Care se pot depune deja notificările? Notificările se pot depune din data de 13 mai anul curent, respectiv de vineri a intrat în aplicare legea și deja se pot pune. Cine dorește poate să meargă și să ceară prin notificare aplicarea legii. Pe final de emisiune aș vrea să concluzionăm puțin. Această lege este sau nu este binevenită pentru români? Este binevenită. Subliniez și în momentul de față. În ciuda ceea ce spun bancherii și... Sigur că da, e normal să spună bancherii, fiindcă ei riscă la un moment dat ca într-adevăr să nu-și recupereze în integralitate sumele împrumutate. Mică observație. Bancherilor niciodată nu-i place să-i fie împrumutată suma. Suma plus dobânzile. Că cea mai mare afacere în lume este să vinzi bani. Nu trebuie să faci nimic decât să miști din hârtii și să fii bucuros că ți-a intrat față de un leu și știu cât. Domnule conferențiar, eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm să dezbatem și alte legi economice, pentru că nu-i așa, sunt suficiente pentru toți românii, dacă pot să spun așa. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu al doilea invitat. Ai
albastru este pentru hârtie și carton. Galben este pentru plastic și metal. Verde este pentru sticlă. Pare o joacă de copii, nu-i așa? Colectarea și reciclarea selectivă sunt mai simple decât crezi și ne asigură un viitor mult mai curat. În 2015 am început să facem curat în Maramureș. Sistemul de management integrat al deșeurilor ne aduce 7 centre noi de colectare, 3 stații de transfer și mii de containere pentru colectarea selectivă. Restul ține de noi. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013. Investim în mediu. Credem în viitor. Clinica Oftalmologică Vitreum din Satu Mare vă întâmpină cu tehnologii de ultimă generație și personal specializat pe chirurgia vitreoretiniană, desipir de retină, retinopatie diabetică, chirurgie refractivă cu laser excimer pentru reducerea dioptriilor, operații de glaucom prin endoscopie laser. Ne găsiți în Satu Mare, strada Odiendre 11, la telefon 0740-231-559, pe pagina de Facebook Vitreum sau pe vitreum.ro. Să ne vedem cu bine! Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu vă așteaptă cu servicii complete de medicină dentară și ca noutate pentru sighetul marmației cu computer tomograf dentar. Diagnosticăm afecțiuni ale sinusurilor maxilare și ale articulației temporomandibulare, implantologie, ortodonție, chirurgie dentară, radiologie dentară, protetică dentară, pedodonție și estetică dentară sunt doar câteva dintre serviciile prestate de noi în cele mai bune condiții și de igienă la standarde europene. Strada Gheorghe Lazăr, numărul 32, la intrarea către Grădina Mori. Deschis de luni până vineri între orele 8 și 20, iar pentru urgențe stomatologice non-stop. Programări la telefon 0755 052 950. Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu. Pentru un zâmbet sănătos. Blacotrapez. Modern. Rezistent. Durabil. Produsele Blahotrapez sunt îmbinarea dintre calitatea nemțească, experiența poloneză și sufletul românesc. Noi folosim doar oțelul celor mai buni. ThyssenKrupp, Marcegalia, US Steel Košice, ArcelorMittal și Tata Steel. Angajamentul nostru este de a construi acoperișuri pentru mai multe generații. Blahotrapez. În fiecare anotimp, zi de zi, magazinul Nova este la dispoziția dumneavoastră. Vizitează-ne și beneficiază de promoțiile și reducerile de sezon. Cele mai mici prețuri din oraș le găsești numai la magazinele Nova. Vopsea lavabilă Practic, 15 litri, 25 de kilograme, doar 45 lei. Vopsea lavabilă EcoVice, 15 litri, 25 de kilograme, la numai 56 lei. Vopsea lavabilă Kyober EcoPlast, 15 litri, 25 de kilograme la prețul special de 78 lei. Pentru gospodine, mașină de gătit tip aragaz cu 4 arzătoare și cuptor la numai 584 lei. Balsam de rufe, 2 litri la doar 11,9 lei. Mop bumbac, 200 grame, începând de la 1,8 lei și mătură cu fir sintetic la numai 2,90 lei. De asemenea, vă oferim o gamă largă de covoare traversă și covoare pe suport cauciucat pentru ca în cel mai scurt timp și cu bani cât mai puțini să-ți faci casa frumoasă, curată și primitoare. Pentru firme și meseriași acordăm condiții speciale prin livrările depozitului nostru din strada Zimbrului, numărul 92. Telefon 0728 603 464. Actualitatea Mara Media nu dă verdicte, ci caută răspunsuri. Uită-te la Actualitatea Mara Media, fiindcă îți pasă și vrei să știi. De aici afli ce e nou în Maramureș, de aici știi ce se întâmplă zi de zi lângă tine.
actualitatea Maramedia, prezentată de Oana Dulf. De luni până vineri, de la ora 20, actualitatea Maramedia, știri din Maramureș. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Maramureșul ajunge să fie promovat peste hotare și prin sunete muzicale vechi. Petru Papă este cel care a lansat acest proiect în acest sens. Conceptul său muzical s-a auzit deja în București și urmează să fie promovat într-un turneu european. Sunete muzicale vechi de sute de ani vor putea fi ascultate în această vară în Anglia, Germania și Olanda. Maramureșanul Petru Pap este cel care le va promova peste hotare. Petru Pap și-a lansat proiectul The Deep Sound of Maramureș în București, iar aprecierile nu au întârziat să apară. La începutul lunii iunie, Petru Pap va porni într-un turneu european și va promova acest concept muzical. Și-a propus totodată să lanseze un album, dar și un film despre sunetele muzicale vechi de sute de ani, interpretate la instrumente la fel de vechi. Maramureșanul va fi sprijinit în acest proiect de Institutul Cultural Român. Petru Pap este invitatul celei de-a doua părți a emisiunii Actualitatea Maramedia din această seară. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara! În primul rând, aș vrea să vă întreb despre acest proiect îndrăzneț al dumneavoastră. De unde s-a născut ideea? Proiectul s-a născut din spațiul acesta superior al corpului meu. Vreau să zic că proiectul l-am conceput acum vreo 2 ani de zile. S-a bazat pe o idee simplă la început. Am pornit inițial de la un album de muzică prin care, împreună cu o foarte bună colaboratoare și prietenă de-a mea, domnișoara Anuța Pop de la Bișeu de Sus, am gândit un concept muzical nou, concept și muzical și de spectacol nou, în combinație cu ansamblul Maramureșul pe care dânsa îl conduce. Și din conceptul ăsta de reinterpretare, reformularea formelor, sunetelor vechi maramureșene, am dezvoltat un proiect puțin mai mare deja, care se desfășoară pe mai multe planuri de producții media. Dar a pornit de la un simplu concept muzical de refrazare, de reformulare, reinventare a sunetelor vechi într-o formă nouă. Pentru că ceea ce am făcut eu, de fapt, este o reformulare a structurilor muzicale și ritmice vechi. Unde ați găsit aceste structuri muzicale vechi sau cine v-a îndrumat înspre ele? Iarăși mă voi reîntoarce la bună prietenă și colaboratoarea mea, Anuța Pop, cu care am făcut împreună niște cercetări vis-a-vis de acest subiect. Dar ca să vă explic, e vorba de un proces și de un concept puțin nou. De fapt, toate activitățile pe care eu le fac le încadrez sub egida conceptului de cultură experimentală. Tot ceea ce încerc eu să fac este să schimb puțin perspectiva de a privi această cultură, pentru că, o spun cu regret, din păcate, oamenii de cultură de la noi încearcă să umble foarte multe drumuri deja destul de bătute. Și eu zic oarecum că e trist. Ar trebui să venim, să începem să luăm puțin lucrurile, să le privim într-o altă perspectivă, pentru că prea mulți le privim din aceeași unghi. Și asta am încercat noi să facem. Deci am folosit pe de-o parte niște structuri de sunete pe care există deja de mult, pe care cu dânsa am reușit să le găsim, să le înregistrăm și pe care le-am filtrat printr-un proces creativ nou, experimental. Iar referitor la astea, am adăugat după aceea tot ambalajul acesta de muzică experimentală nouă și cu care am îmbrăcat-o și am obținut acest produs finit. Ați ales o anumită zonă din Maramureș sau e, nu știu, o plajă mai largă de sunete? Nu. Ne-am atins de Maramureș în general, de sunete și de structuri de sunete ale Maramureșului. Evident, acum noi am lucrat cu niște muzicieni foarte talentați din zona Maramureșului, din zona Vișeului de Sus, în special, dar așa, în ansamblu, structurile sunt generale. Și în anumite situații chiar depășim și zona Maramureșului din punct de vedere a structurilor de sunet. Pentru că produsul finit nu mai este un produs de genul în care, dacă îl iei și îl diseci, obții
clar o structură bine definită maramureșană. Asta era și scopul proiectului, să iau Maramureșul, să-l dezbrac, să-l las la structura ei osoasă și de acolo să-l reîmbrac și să o reformulez în 2016. Deci în 2016 produsul de Deep Sound of Maramureș nu este al Maramureșului vechi reîmbrăcat. Adică n-am făcut am luat o bătrână și am îmbrăcat-o elegant, ci am luat un alt Maramureș vechi îmbrăcat în alte forme, în alte straie. Cred că este o provocare foarte mare pentru dumneavoastră și echipa dumneavoastră, dar și un experiment, dacă tot vorbim despre cultura experimentală. Clar, clar este un experiment. Asta era scopul. Aproape că încerc să evit orice tip de și în stil de lucru și în stil de prezentare, orice șablonizare a sistemelor. Deci cam tot ce am face noi trebuie să... Cumva asta am încercat eu să imprim întregului proiect, să aibă nota de experimentare. Noi numai prin experimentare putem avansa. Asta cred că ar trebui, din punct de vedere al societății, să înțelegem, pentru că, până la urmă, proiectul ăsta nu este numai un proiect cultural. Eu zic că proiectul ăsta trebuie să fie un proiect care să te pună pe gânduri, să vezi anumite limite pe care noi ne e frică să le depășim. Mă refer și la limite culturale, mă refer și la limite sociale. Mă refer la enorm de multe prejudecăți cu care noi trăim. Acest proiect trebuie să vină și să le dezbrace și să spună... Nu trebuie să ascult și spun, bun, pun albumul ăsta și voi asculta o muzică veche maramureșană refăcută. N-am auzit nimic acum în partea aceasta, unde s-a auzit că e maramureșan. Acestea sunt niște păreri, cum să zic așa, foarte primitive. Noi trebuie să căutăm dincolo de prima impresie și cam proiectul ăsta, eu zic că unul dintre scopurile lui pedagogice este că te ajută să vezi dincolo. De aia se cheamă și The Deep Sound of Maramureș. Pentru că orice sunet nu-l privești la prima audiție, ci o privești la a doua, a treia, a zecea, a douăzecea și atunci vei observa că se află mult mai mult în spatele ei decât ai crezut tu inițial. Pentru telespectatorii care nu vă cunosc și v-au văzut acum prima dată, aș vrea să ne spuneți cine este Petru Pap și autorul acestui proiect inedit. Foarte greu să mă descriu. În primul rând sunt antropolog. Sunt un tată a două fete minunate. Eu cred că asta e esența în viața unui om, dincolo de realizările noastre pe plan profesional. Eu zic că realizările cel mai mari ale unui om sunt realizările lui pe plan personal. Dar mai dincolo de detaliul ăsta n-aș vrea neapărat să ne dezvoltăm, dar nu știu, e greu să mă definesc așa. Eu zic că munca și ceea ce faci trebuie să te definească dincolo de toate. De ce credeți că acest concept de cultură experimentală nu prinde foarte bine astăzi în România? Pentru că deschid televizorul, deschid radioul și vedem un mainstream care ne inundă și un mainstream care ne inundă nu într-un sens bun și nu duce în nicio direcție. Și acum nu vorbesc numai de cultură, nu vorbesc numai de muzică, nu vorbesc numai de film, din păcate. Pentru că una dintre componentele proiectului nostru este și un film documentar realizat în zona Maramureșului istoric, film care, la care lucrăm chiar acum, deci nu se bazează tot ce înseamnă în proiecțiile de astăzi ale mediei, nu se bazează numai pe muzică, nu se bazează numai pe film, pe orice. Și nu regăsesc în nimic decât șablonări și șablonări nu în sensul bun al cuvântului, și șablonări în sensul în care ne restrângem și acceptăm ceea ce auzim din gura altuia. Nu reușim și nu încercăm să dezbatem, să deschidem, ci ne speriem de multe ori și de cea mai mică răbufnire de originalitate. Și problema asta o am în primul rând cu sistemul educațional românesc. Cei 7 ani care am fost cadru pedagogic mi-au permis să văd sistemul dinăuntru. Am văzut-o ca elev, am văzut-o ca profesor și acum o văd și ca tată de copii la școală. Și trăim într-un sistem pedagogic care, din păcate, nu avantajează experimentarea. Avantajează intrarea într-un circuit foarte strâns, intrarea într-o nișă în care nu ai dreptul să-ți ai părerile tale, dimpotrivă ești taxat ca și copil dacă ai păreri proprii, și asta e foarte periculos. E periculos pentru că vom ajunge o societate... pe de altă parte ușor manipulabilă, dar pe de altă parte fără personalități. Și noi avem copii deosebiți, toți, iar nu avem dreptul ca acestor copii să le luăm nici originalitate, nici personalitate, nici dreptul a fi ei altfel, dacă ei simt că eu vreau să fie altfel, dacă ei vreau să zică. Eu nu vreau să mă încadrez nici în romantism, nici în clasicism. Eu vreau să fiu altfel, eu vreau să fiu eu.
Asta lipsește, părerea mea, dintr-o societate de genul acesta în care trăim noi acum. Și pe de-o parte, asta este și una dintre menirile proiectului nostru. Să deschidem. Ați vorbit și despre un film, să înțeleg că filmați în prezent, în Maramureș. Da. Dar chiar acum filmăm, sunt mai multe etape, pentru că, din păcate, timpul nu ne permite să facem filmarea cea clasică dintr-o bucată. Filmăm un film documentar care se va chema Cercul lui Iacob. Este un film care permite o perspectivă, iarăși, atipică în conceptul de ce înseamnă sunet, ce înseamnă formă, ce înseamnă univers, în perspectiva unui om de la țară, un om care nu are pregătire în sensul clasic al cuvântului, dar a cărui viziune este dincolo de ceea ce înseamnă limitările acestea sociale. Eu cred că o să fie mai elocvent filmul în sine decât să mai vorbesc mai mult despre el. Aveți și un album? L-ați lansat deja? La modul clasic, nu. Și în aceasta am evitat clasicul. Nu e lansat, e pe punctul de a fi lansat, în sensul că, practic, ieșirile de la Paris și de la București au fost lansări, practic, dar albumul în sine urmează să fie printat și urmează să ajungă și ea pentru a putea fi cumpărat. Care a fost reacția publicului de la Paris? Au fost și români? Sigur, au fost. Nu, au fost lansare doar pentru românii plecați. Nu, au fost pe mai multe naționalități. Da, am fost întrebat de mai multe ori acest lucru, dar eu zic că reacțiile au fost ciudate. Oamenii nu s-au așteptat la așa ceva și în momentul în care oamenii reacționează ciudat, pentru mine este cel mai mare compliment. Dacă reacționezi ciudat, înseamnă că ai primit ceva ce nu te-ai așteptat. Eu dacă pornesc diseară televizorul de la ora 8 sau de la ora 9, voi ști că voi primi un calup de știri în care vor domina știrile în perspectiva negativă. Bun. Știu la ce mă aștept, de-aia pornesc, pentru că vreau să mă îngrozesc ce s-a mai întâmplat în țară. Eu când pornești The Deep Sound of Maramureș, habar nu ai ce va urma și nici acești oameni nu au avut habar. Și atunci a fost așa o reacție. Wow, asta ce e, dar de fapt, ce are legătură cu Maramureș sau cum e asta? Dar în principal au fost reacții pozitive. M-am mirat că au fost reacții pozitive. Și continui să sper că voi crea reacții inedite. Asta e scopul, cred că, al muzicii, să creeze reacții inedite. Să nu știi că va urma o structură muzicală gen strofă-refren, ci să urmeze altceva. Și niciodată nu știi peste la minutul 1 și 20 ce va urma. Cam asta era și scopul albumului The Deep Sound of Maramureș. Știu că v-ați propus să porniți și într-un turneu pentru a promova acest album. Da, avem o primă ieșire acum, prima ieșire din vara aceasta, că v-am spus că am început anul trecut în decembrie. Avem prima ieșire din 10 iunie la Rotterdam, unde se organizează cei de la Liga Studenților Români în Străinătate o ieșire muzicală, un concert. Această ieșire o facem, am avut onoarea de a avea sprijinul Institutului Cultural Român pentru această ieșire, căruia le mulțumim pentru interes și pentru recunoașterea proiectului. Și unde sperăm să culegem în continuare și să oferim momente inedite, experimentale celor de acolo. Le pregătim o surpriză celor care vor fi acolo. Și cred că mă opresc spunând că o surpriză, ne dând mai multe detalii. Surpriză muzicală, evident. Să înțeleg că ar putea deveni un proiect național? În ce sens național? Dacă aveți sprijinul Institutului Cultural Român, nu este puțin lucru să, da, sigur, ai un sigur asemenea sprijin? Da, am fost și foarte onorați de acest sprijin și acest interes al Institutului Cultural pentru proiectul nostru. Eu nu știu dacă vreau să fac un proiect național din el. Sincer, proiectul l-am conceput din start pentru cei din afara țării. Pentru că eu cred că România, în primul rând, trebuie să dovedească în afară, sau nu se dovedească, să arate în afară, că noi suntem și altceva. E un proiect de turism cultural, eu așa l-am numit, și cred că, pe de o parte, și trebuie să o spun trist, nu cred că România este pregătită pentru un asemenea tip de abordare muzicală și culturală.
Eu așa am remarcat, am avut această reținere și din păcate s-a adeverit. România nu este pregătită pentru... România e pregătită pentru clasicele zilele la orașului, România e pregătită pentru... pentru muzica pe care o ascultam la radio, la 99% dintre posturile de radio, la 99% dintre televiziuni, iar aceasta e foarte diferit. Și de-aia cred că proiectul ăsta este pentru cei de afară, unde ai o mai mare plajă de deschidere, o altă plajă de recepție a acestui tip de mesaj experimental, de cultură experimentală. Filmul când preconizați că va fi gata? Filmul preconizez să fie gata în... la sfârșitul lunii iunie, la începutul lunii iulie. Atunci ar trebui, deci după ce revenim de aceste ieșiri, atunci sper să-l putem termina, pentru că urmează un calup de festivaluri internaționale de film unde urmează să participăm cu el. Îl veți prezenta și acasă, aici în Maramureș? Am aceeași reținere care am avut-o la întrebarea de Adina oricând m-ați întrebat. Nu neapărat. Și nu o fac din lipsă de patriotism local, o fac din realitate, din faptul că nu vreau... scopul acestui proiect n-a fost ca eu să mă fac cunoscut pe plan local. Sau... Scopul este ca să creez ceva pentru toate urechile și, har Domnului, legăturile muzicale nu au granițe. De aceea nu cred că voi insista pentru a face ceva pe plan local. Nu ascund aceste lucruri de plan local, dar nu insist pentru a le duce în față și a face aici. Dar cu siguranță mă gândesc că dacă veți fi contactat sau veți fi căutat pentru o colaborare, cred că veți arăta acest film și maramureșenilor. Hai să zicem că poate veți vedea. Fi provocat. Exact. Dacă sunt provocat într-o formă experimentală, evident. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Cu mare drag. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru succes în proiectele dumneavoastră. Emisiunea Actualitatea Mara Media i-a sfârșit. Eu vă doresc o seară frumoasă și vă invit să rămâneți în continuare cu programele TV Sighet.